În județ au fost înscriși 2798 de absolvenți de clasa 8, însă 125 de elevi nu s-au prezentat la prima probă de limbă și literatură română din cadrul evaluării naționale. Testarea cunoștințelor elevilor de clasa 8 nu este obligatorie, dar școlile sunt obligate să înscrie pe toți absolvenții, după care aceștia pot decide dacă se prezintă sau nu la probele de examen. Proba de ieri s-a desfășurat fără evenimente negative. Miercuri, 21 iunie, elevii vor susține proba scrisă la matematică. După toate modificările calendarului concursurilor naționale, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, modificări survenite ca urmare a grevei generale din sistemul de învățământ, situația s-a mai calmat și activitățile au început să intre pe făgașul și programul normal. Normal a apărut și pentru unii elevi absența de la evaluarea națională, unul dintre motive fiind probabil și faptul că nu este obligatorie testarea cunoștințelor acumulate în ultimii ani. Avem, de fapt, scris 2798 de absolvenți de clasa 8. Am avut la prima probă, am înregistrat un număr de 125 de absenți, nu am avut elevi eliminați și nici alte incidente. Faptul că nu au participat la evaluarea națională nu împiedică pe absolvenții clasei 8 să-și continue studiile într-o etapă superioară, numai că pentru liceu vor ocupa doar locurile rămase neocupate. Categoric, au și ei un loc asigurat în clasa 9. În măsura opțiunilor pe care le vor avea și sigur că cei care au examen de evaluare națională participă la repartiția computerizată și vor ocupa, bineînțeles, conform opțiunile, locurile disponibile. Avem clase de școală profesională, clasele de învățământ dual, chiar dacă nu au examenul de evaluare națională, sigur că da. Noi încercăm să îi conciliem și să îi îndrumăm pe toți să-și continue studiile, pentru că vorbim de învățământ obligatoriu.